Trebuie Da. să simți că ești acolo. Da. Vorbeai mai devreme despre tânăra generație, despre faptul că ai urmărit ca mesajul tău să ajungă la această tânără generație. Aș vrea să păstrăm ideea și să vorbim puțin mai încolo despre tânăra generație. O să facem o scurtă pauză muzicală la un moment dat, dar deocamdată dăm voie să citesc acest fragment din Evadarea tăcută, un fragment pe care îl folosești în prezentarea expoziției, Evadarea tăcută de Elena Constante. Să povestești zi de zi, oră de oră, viața de închisoare este cu neputință, poate chiar plicticos pentru cititor. 10 pagini pentru 20 de zile de tortură este și așa prea mult. 12 ani mai târziu eram liberă, vedeam tot felul de oameni. Oamenii aceia știau că tocmai ieșisem de la închisoare. Nici măcar unul nu a avut răbdarea sau curajul să mă asculte mai îndelung. Aveau cu toții aceeași apărare pentru a mă întrerupe. Mila lor, mila lor ipocrită, pentru a mi-astupa gura, pretindeau pe rând că aceste amintiri mi-ar fi dăunătoare. Trebuie să uiți, era una din frazele lor tip. Nimeni nu voia să încarce cu nici măcar una din amintirile mele. I-ar fi putut să dăuneze importantului mecanism al bunei lor digestii, scrie Elena Constante. Expoziții, lucrările tale sunt de fapt un apel pentru a nu uita. Alături de mine este astăzi artista Irina Hasnash Hubbard. Vorbim despre expoziția Umbrele trecutului, modele pentru prezent, portrete ale victimelor închisorilor comuniste, o expoziție deschisă în perioada 21 decembrie-4 ianuarie la Veneția, la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică. Vorbeam puțin mai devreme despre ce spuneai tu la începutul emisiunii, că îți dorești ca mesajele lucrărilor tale să ajungă mai ales la tânăra generație. De ce ar fi atât de importantă această tânără generație? De vizitator, de consumator de cultură pentru tine. Îmi închipui că ei absorb mai ușor, că sunt mai curioși, că sunt în această etapă a vieții în care învață mult, și în același timp cred că nu este de ajuns ce li se spune la școală. Mass media este plină cu de toate și acolo trebuie să fie îndrumați cam ce să ascult. Dacă vrei să vorbim numai de această felie de cunoaștere, iarăși familia este foarte importantă. Dacă eu m-am apropiat de subiectul ăsta, este pentru că am primit această carte de la mama. Deci, și mai târziu și mai devreme e bine să te apropii de acest subiect. Și apoi ei vor fi în curând cei bătrâni, acești cei tineri, și ei pe ce construiesc și de ce e în jur ce este și să-și pună niște întrebări de la simple la mai filozofice, dacă suntem în situația asta în care suntem acum, de ce suntem și pentru că cunoaștem sau nu cunoaștem acea sau ne asumăm acea istorie sau ce lacune și ce răni a lăsat în noi. Este capabilă arta să creeze modele? Te întreb asta pentru că inclusiv titlul expoziției tale este, în titlul expoziției tale este vorba despre modele pentru prezent. Și dacă este Da. capabilă, la ce trebuie să fie atentă? Arta ca mijloc, că până la urmă să le vroiam prin această expoziție să le arăt oamenilor că pentru mine îndrăznesc să spun că să fie și pentru alții modele pentru astăzi de urmat, o persoană ca Ion Mihalache, despre care prima dată am aflat pentru că era o stradă numită Ion Mihai, și cine e? Și așa încet, încet. O persoană cum a fost Toma Arnăuțoiu și încerc în viitor să continui acest proiect cu alte portrete care de fapt să ascundă sau să devoaleze caracterul acelor oameni, ce au făcut ei pentru țară și cum au fost condamnați pentru că erau patrioți. Continui să folosești trecutul ca sursă pentru lucrările tale? Continui, da, continui pentru că nu e epuizat de către mine și pentru că văd că și instituții din jurul nostru, din fericire, lucrează și trăiesc din acest trecut și încearcă să-l disemineze. Nu te simți puțin antitrend acum când toată lumea vrea să se inspire din contemporaneitate? Nu, n-aș vrea să-mi ocup timpul gândindu-mă la asta. Încerc să merg pe ideea asta mea care, nu știu, să folosesc cuvântul succes. Mi-a dat curaj această expoziție de la Veneția, care a avut succes în sensul de recunoaștere. Adică ce am făcut eu, ce am încercat să prezint acolo a fost, lumea era interesată să cunoască sau să recunoască alții și aproape în toată lumea a avut un ecou. Și-au amintit de, da, memoria deținuților din țara lor. Altcineva și-a amintit de literatura de dizidență iarăși din țara lor. A venit o tânără peruană care, da, vreau și eu să public jurnalul mamei mele, care a fost închisă, și tatăl ei de asemenea.
Deci e adevărat că am atins publicul datorită subiectului, da? Dar prin mijloace plastice, prin posibilitatea de a atinge, de a vedea, de a asculta, de a sta și de a, într-un anumit mediu creat pentru ei. Lucrările tale sunt de dimensiuni nu mari, foarte mari uneori. Unde le lucrezi și cât îți ia să lucrezi la o astfel de operă? Am început cu o lucrare foarte mică cu care călătoream, că am început această lectură în Statele Unite. Și pe unde călătoream, luam o bobină de hârtie și scriam cam pe 3 mm lățime, transcriam din carte, era felul meu de a mă apropia de carte. Deci o chestie foarte mică. Dar după aceea am ajuns pentru această expoziție de la Veneția cu niște portrete supradimensionate a domnului Arnăuțoiu și a domnului Mihalache. Și acum o să încerc, pentru că iarăși o inspirație de la Veneția, că a fost grozav să te plimbi prin acel oraș. Și, de exemplu, aș vrea să merg pe ideea de portretului Veronicăi, Veroicon, deci portretul Sfântului imprimat pe o pânză, eu lucrând pe pânze, toate lucrurile mele fiind pe acest material fragil, dar cum zicea foarte frumos un vizitator, da, prezentați pe foarte delicat, dar un subiect atât de grav și atât de serios și atât de greu, și această contradicție se pare că a plăcut din punct de vedere plastic, artistic, vizual. Deci sunt și ei mari și le lucrez prin amabilitatea unor prieteni, de exemplu la Centrul Dansului, unde n-aveau repetiție și m-am întins pe jos pe covorul lor și am desfășurat desenul, după care l-am luat în atelier și am început să-l tai cu cutter-ul încet, încet, derulându-l aceeași abordare ca la tapiserie, care mi-e foarte dragă, în care faci cartonul, știi bine ce ai de făcut și pe aceea țești linie după linie, linie după linie, fără să mai ai privirea de ansamblu și ai la sfârșit surpriza plăcută sau neplăcută că ți-a ieșit sau nu. Și am avut surpriza plăcută cu acest Ion Mihalache și de aceea am și îndrăznit să trimit lucrarea și a câștigat un premiu la expoziția de arte textile trienala de la Somboteli, care are o tradiție. Și acolo a fost recunoscut acest ultim portret al lui Ion Mihalache, fotografia luată în închisoare, ultima înainte de a muri. Ce înseamnă pentru un artist să lucreze în Veneția? În Veneția, acest oraș care e destul de copleșitor și care ți impune un anumit ritm, o anumită dinamică, presupun că și un anumit discurs. Da, nu pot să spun că am lucrat, efectiv, am lucrat cu mintea și am lucrat cu atenția și cu sufletul și încercând să absorb cât pot de mult. Și din picturile bizantine și din mozaicuri și din, pur și simplu, din marmura așezată pe pereți într-un anumit fel, toate astea mă urmăresc și încerc acum repede, până nu se dizolvă, până nu se umbrește de tot prezentul de care eu încerc din răzputeri să scap, să încerc să le pun într-o anumită formă pentru ca să le prezint înainte de Paști, într-o expoziție. Într-o expoziție la București. Într-o expoziție la București, da, împreună cu o prietenă și colegă, Nicoleta Alu. Expoziția va fi, înțeleg, la Galeriile Curtea Veche. La Galeriile Curtea Veche, da, pentru că spațiul, cât de important e Veneția, că degeaba scos din contextul ăla ceva, că nu mai are aceeași forță și aceeași autenticitate și mister, am ales acel spațiu și ne bucurăm că am fost acceptate, pentru că iară spațiul e foarte puternic și să sperăm că lucrurile noastre o să reziste. Vor fi aceleași lucrări de la Veneția sau vei veni și cu ceva în plus? Aș vrea să vin cu ceva în plus, cu aceste reportretizări, cu aceste intervenții, continuări ale portretelor, ale amintirilor, ale memoriilor, pe pânză, tot pe pânză, da. Spuneai mai devreme că...